Suntem din nou în direct la emisiunea Animasfera și așa cum v-am promis, în partea a doua a emisiunii vom vorbi despre animalele exotice. O temă care nu am abordat-o până acum, niște animale drăgălașe din punctul meu de vedere, pentru că în punctul meu de vedere și o furnică este drăgălașă. Așa că Crina Potcoavă, medic veterinar, a sosit să vă dea toate informațiile. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, Cristina, mulțumesc! Crina, aș vrea pentru început să lămurim niște lucruri. Eu am zis așa, că în perioada aceasta, în general, copiii își doresc animale de Interesant. companie Părinții sunt vinovații și nu le satisfac aceste dorințe Și au tendința atunci, dacă nu este un cățel mare, să fie măcar un hamster Să fie o șinșila, să fie un dihor sau un arici sau un iepuraș Satisfacem aceste dorințe ale copilului. Asta am, cred că am lămurit-o, nu cadouri, pentru că cadou trebuie să știm că omul și-l chiar și-l da. dorește. Asta nu cadouri. Și e pregătit pentru Și e înseamnă... pregătit. Facem, luăm astfel de, de animaluțe copiilor. Ce trebuie să știm când ne hotărâm că să... va fi membru familiei? Mă fac să sunt ca Grince acum, să spun nu. Uh, da, deci uh, la copilaj chiar foarte mici care... No, uh, prind mai tare animăluțul, vor să-l se să joace cu el, e normal că vor asta, dar nu pot încă să-și coordoneze foarte bine uh, na, cantitatea de energie pe care o dau pe un animăluț. Vă dați seama că un hamster e, e foarte fragil. No, altfel vorbim când e vorba de un cățel mai mare, chiar și de o pisică, dar când avem un animăluț așa de mic, în, în mâinile unui copil mic, care nu știe ce face, atunci se întâmplă lucruri pe care nu ne le dorim. Deci, în principiu, nu. Sau, dacă sunt copilaj mai mari, dacă educăm în sensul ăsta și părinții sunt acolo de față, știu și ce fac, ok. Dacă sunt copilaj mai mari, trecem la categoria a doua. Ce trebuie să știm legat de aceste animale înainte de a intra în familia, astfel încât să nu fim nevoiți fie să le abandonăm, fie să le facem cadou la gândul nostru, pentru că fie nu ne plac, fie nu se acomodează în familie, fie nu le putem asigura noi condițiile specifice în funcție de specie. Na, exact, deci asta ar trebui să ne facem foarte bine temele înainte, ca părinți, să zicem, ca adulți. Încă ce înseamnă animal exotic e, să spunem așa, mai special. Cu căței, cu pisicile, trăim împreună de zeci de mii de ani, ne cunoaștem deja, dar aceste animaluți au venit destul de recent în viețile noastre, de poate zeci de ani, poate nici atât. Le-am descoperit, ne-au plăcut, le-am adus la noi în sufragerie. Și am uitat că, de fapt, sunt animale sălbatice, nu au fost complet domesticite, și noi, în casă, la noi, în colțișorul nostru de sufragerie, trebuie să le recreăm spațiul lor, mediul lor de unde au venit. Deci dacă vine o șopârlă de, de deșert, trebuie să-i facem deșert să acolo. să nisipul. Da, exact. Da. Deci, sunt speciale, există acum în era asta absolut orice ai nevoie pentru absolut orice animăluț. Numai e... trebuie căutată informația și trebuie... Cred că asta e o condiție prioritară, să imităm mediul, mediul natural. Vis-a-vis -vi de mediul natural... Să facem o diferență. Există o diferență între animalele exotice și animalele sălbatice, pentru că avem tendința, luându-le din alt mediu decât suntem noi obișnuiți să le considerăm animalele sălbatice. Există o diferență între ele. Există cele o dat. mare diferență. Deci, nu, dacă vrem o testoasă sau un șarpe sau o pasăre de colivie, nu mergem în pădure sau la marginea câmpului sau în lac și luăm una, pentru că speciile care trăiesc în România, mă rog, mare parte din aceste animale sunt protejate și oricum nu avem voie, este ilegal să deținem animale din sălbăticie, care sunt endemice în România. Deci trebuie să, să apelăm la crescători, pet shop-uri, mă rog, să avem animăluțe din, provenite din mediul controlat. Deci din... așa... Deci mare, mare grijă. Acum și pe de cealaltă parte o să merg un pic mai Uh, mai în față, la fel, când ne plictisim de animalul nostru exotic, nu îl aruncăm în mediul, din, în mediul din țara noastră, pentru că el nu are absolut nimic de a face de aici. O țestoasă din Florida nu va trece o iarnă de România, dar avem și probleme mai mari, unele specii pot chiar să facă mai mult rău. Mănâncă mai mult decât speciile autohtone, se înmulțesc mai repede și atunci acaparează mediu și în detrimentul celor indigene nouă. Vorbeai de, de condițiile de mediu care trebuie copiate atunci când alegem un animal exotic. Cred că și hrana este una specială în funcție de specie aleasă. Da, da, fiecare animalul 10, deci acum vorbim așa general de reptile, dar acolo intră șerpi, intră Țestoase, intră igoane, gecko și câte altele. Trebuie să știm uh, care e uh, carnivor, care e omnivor, care e uh, erbivor și să le reproducem acea uh, alimentație care le este specifică lor. Ele nu au fost învățate să mănânce uh, ce ne crește nouă în grădină. Uh, trebuie să renunțăm un pic la miturile astea, de exemplu, iepuri mănâncă numai morcov, ca așa am văzut în toate desenele de 50 de ani în coace, și e complet greșit. Uh, deci, trebuie să ne interesăm la fiecare specie și ce e important la animalele exotice este că foarte mare parte din patologia pe care noi o vedem în cabinet se leagă de alimentație și de modul în care sunt ținute. Că nu li se nu li se uh, respectă dau condițiile de habitat și de, de hrană naturale, care au nevoie, teoretic. Da. Și atunci nu sunt neapărat probleme de sănătate, ci sunt create de uh, lipsa atenției. Ajung să fie grave probleme de sănătate. Uh, legat de habitat și aș vrea să vorbim uh, de reptile, de rozătoare și de... Uh, okay. uh, începem cu reptilele, pentru că la ele este absolut esențial să le asigurăm condițiile optime, Pentru că sunt exoterme, au sânge rece, ele depind foarte mult de căldura care este asigurată în mediu în jurul lor. Dacă temperatura din terariu, acvariu, cei acolo, este prea mică, ele nu mai pot să digere eficient. Mâncarea stagnează în intestin, fermentează și se ajunge să îmbolnăvească animalul respectiv. Deci, la. Uh, la reptile este musai, musai obligatoriu să le oferim o sursă de căldură. Iarăși, ce e important, trebuie terariu, vivariu, ce e, îi zic vivariu ca să acopere și pământ și apă și tot, uh, trebuie cumva divizat uh, în, în, două părți. Trebuie să aibă o zonă rece și o zonă caldă. Este foarte, foarte important. Animaluțul când simte nevoia să se ducă la căldură, să digere, să, uh, na, să, să se odihnească, se duce acolo unde este becul cu căldură. Când s-a încălzit, e ok să duce în zona rece. El trebuie să aibă libertatea să facă această alegere. Pentru că altfel, dacă nu are încotro... Uh, marea majoritate a oamenilor care, care vin la, la clinică cu broscuțe testoase, de exemplu, uh, spun că le țin doar în apă. Nu e ok. Trebuie să-i oferim broscuței și o piatră, un suport, o ceva să iasă din apă să stea acolo, ar trebui să fie becu, acolo să-și facă digestia. Am văzut uh. asta, am văzut o mare greșeală făcută de cei care dețin țestoase. Nu au acel suport de la care ia yeah. să iasă deasupra apei. Eu mă gândeam că obosește sau se neacă dacă stă tot nu, timpul nu, sub apă. Nu, asta e problema, dar ar trebui să aibă totuși de ales. Adică doar faptul că o ținem în apă caldă. Nu e de ajuns, și acum caldă, cald. Cât de caldă Avem un termostat acolo, pentru că sunt anumite limite. omul poate considera că e cald, dar pentru că asta să fie, de fapt, prea rece. Și dacă nu are de ales. Uh... Legat de păsările de colivie, care ar fi condițiile de mediu pe care trebuie să le asigurăm? La, la păsări, bine, aici are și o varietate foarte mare, uh, dar în principiu la ce trebuie să fim atenți? Păsările sunt destul de sensibile la curenții de aer. Ar fi bine să nu poziționăm colivia între uși, chiar la geam, să nu, știu, să nu bată chiar curentul acolo și să fie într-o zonă destul de liniștită sau într-o cameră mai liniștită. Papagalii, de exemplu, care sunt animale foarte inteligente, suferă dacă sunt ținute, nu știu, în sufragerie, unde tot timpul e televizor, unde se ascultă muzică, se vorbește foarte mult și așa, se stresează e un factor foarte, foarte important la ei. Încep să smulgă penele și de acolo degenerează lucrurile. Asta doar în cazul papagalului, în cazul... Da, celelalte canari nu, nu Nu suferă neapărat, dar iarăși avem atenție la curent. Acolo. Vis, vis de poziționarea cuștii, ne-ai spus, dar de... Curățenie. Cam... O, <gâng absorption> asta hai să aplicăm la toți, la absolut nesfârșit. Facem curățenie, cu Facem De... Facem curățenie, da, musai. Deci hai să zic, chiar dacă e. La păsări hai să zicem că e simplu. Că vedem că aruncă cojile alea, ele fac chestia asta aproape toată ziua, tot uh, sparg la semințele alea. Să curățăm o dată pe zi, hai la maxim două zile, pentru că ce găiesc se, pot îmbolnăvi cu, cu, ciupercile astea să aibă boli respiratorii ale plămânilor și ale sacilor aerieni. E, cred, cea mai urâtă formă de pneumonie la, de infecție respiratorie la o pasăre cu, fungi. Deci să evităm asta, desigur, prin, prin curățenie. Te rog! Scuze, mi-am amintit de, și de suporții pe care stau păsările. iară, sunt foarte importanți uh, La cuștile astea comerciale, de obicei, sunt din plastic. Pot să fie prea dur, poate să le rănească piciorușele și iarăși orice durere la o, un animalus din ăsta mic se vede după aia prin faptul că nu mănâncă și de acolo degenerează în altele mai. Deci uh, ar fi bine să fie din lemn, cât mai natural. Cât mai natural. Legat de rozătoare, vis-a-vis de... Mediu care trebuie să-l asigurăm noi. Au și ei câteva uh, da. Uh, condiții. Da. Deci, așa, în general, ar trebui să respectăm faptul că uh, rozătoarelor le place de obicei să se ascundă. De te uh, să-și spui? Uh, uh, la ce facem efect la rozătoare? Uh, da, e, roză ok, da. Rozătoare. De la hamster, uh, porcușor de Guinea sau cobai, iepure, șinșile, veverițe de gup și nu știu ce să o mai fi adus în ultima vreme. Cam, cam astea sunt uh, la noi. Uh, ce, e, ce e important la ele, mai ales la iepure, deci asta e absolut esențial, așa să-l scot în evidență, fân. Mult fân. Fân este esențial. Și să-l mănânce și să stea în el. Uh, și la fel aș recomanda totuși și pentru hamster și, și celelalte, pentru că de obicei se folosește talaș, Rumeguș. uh, rumegușul da. ăla, care de obicei... Uh, face praf și irită ochișorii, chiar și căile respiratorii, se scarpină, deci poate fi un pic iritant. Și atunci fânul e, e, cea mai ok variantă ca și ca așternul, deci nu numai ca, ca mâncare. Și puneți o cantitate sănătoasă acolo, ca să se poată ascunde, ei oricum își divid Uh, ariile, are area de toaletă, are area unde mănâncă, ei sunt destul de curați, deci nu schimbați numai două fire de paie acolo unde murdar murdar, uh, împrospătați fânul tot mai des. Da. Pe dihori, A, dihori. că te-am uitat <laughs> și cred că din ce în ce mai mulți uh, uh, da, oameni dihori au... sunt niște animale absolut animal. excelente, uh, dar sunt, sunt foarte inteligenți, sunt foarte amuzanți, au o energie extraordinară, deci Iarăși, zic, nu sunt pentru oricine dacă ești genul de om care vine acasă obosit de la muncă, a în fața televizorului și nu îi bag în seamă. Nu, uh, sunt nu pentru are tine. sens să-ți să ții așa un animal. Uh, ce e important la dihori, ei dorm foarte mult, dorm chiar și 20 de ore pe zi sau, mă rog, sunt inactivi, nu e chiar. Uh, au o perioadă de somn profundă în care cei care nu-i cunosc se pot speria par aproape morți, deci respiră foarte lent, nu se mișcă, nu nimic, dar nu trebuie deranjați din somnul ăla, deci nu... Așa, e foarte, foarte important pentru ei să nu fie deranjați din asta somnul ăla. Asta e un lucru foarte interesant, care l-am aflat de da, la tine. Da, se stresează maxim. E, da. Uh, și, tocmai, ca să le respectăm chestia asta, ar trebui să aibă un, cu, un culcuș retras, unde să fie întuneric, să fie liniște, să fie lăsați în pace... Când devin activ o să știți, o să vină, o să vedeți, voi o să simțiți. Și... Da. Da. Legat de alimentație, din păcate, timpul ne presează când e o discuție frumoasă și temele interesante, timpul fuge foarte repede. Legat de alimentație, cred că aș lua păsările și rozătoarele în prim plan, pentru că ele sunt cele mai uzitate de către noi. Aș vrea să cred că nu toți avem câte un șarpe sau câte un varan acasă. Wow. Da, deci la încep cu Aici vedem foarte, foarte multă patologie dentară care este clar cauzată de alimentația care nu este corectă. Revin iarăși la iepure. Îl dau ca exemplu, așa, etalon. Este absolut esențial fânul. 80% din ce mănâncă iepurașul ăla trebuie să fie fân. Uh, deci nu morcovi, ca așa am văzut noi, cu bax banii. Uh, nu bucăți de mere, nu... Nu mere, exact. Deci are nevoie de materie vegetală dură, tocmai pentru că el... Uh, un pic cum rumegă vaca, cam așa e mișcarea și atunci când rumegă fânul ăla se tocesc dinții, mai ales molarii ăștia din spate. Este absolut esențial să rumege la fânul ăla ca să mențină dinții la nivelul care trebuie. Dacă nu se întâmplă asta și mănâncă numai morcov, mere, gogoșar, mai știu eu ce, care sunt mult prea moi, uh, dinții aia cresc, fac niște ciocuri, pot să rănească uh, uh, obrajii și în cele mai urâte cazuri ajung chiar să facă o punte peste limbă. Deci, vă dați seama, un pod în momentul ăla nu se mai poate hrăni iepurele. No, exact. Și ce e foarte uh, important să înțeleagă oamenii la la rozătoare, la păsări, ele au un metabolism foarte rapid. Dacă deja unul din animăluțele astea nu mănâncă de două, trei zile, este grav. Este grav. Legat de păsări, dacă tu ai spus de, de o dietă și o alimentație corespunzătoare, cred că și în cazul papagalilor e nevoie de acel material dur. Da. Cred că e primul lucru care îmi vine în minte în da. cazul lor. Deci, ce remarcăm la papagali este ciocul ăla mare și puternic. Desigur, trebuie să ne imaginăm că a fost creat pentru un scop. No. Scopul este să spargă semințe dure, să fac ei în, în sălbăticie și ar trebui să, să le oferim așa ceva. Nu știu, nu știu de macademia. Sunt, sunt oricum mâncăruri speciale și Cine și-a o specie de papagal mai mare deja, cred că tinde să fie mai cunoscător și intră un pic în detalii. Crina, îți mulțumesc pentru informație. O să mai da. uh, te invit la masa uh, emisiunii Animasfera, pentru că informațiile pe care le-ai adus uh, sunt foarte, foarte prețioase pentru telespectatori și cred că ar fi uh, trebuit să abordăm numai timpul neapresat și bolile acestor specii, pentru că spuneam că sunt, majoritatea sunt uh, transmise și la om, dar asta va face obiectul unei emisiuni viitoare. Îți mulțumesc încă o dată, o seară mulțumesc. frumoasă, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Eu vă dau o întâlnire mâine seara aici la TV, în direct la ora 22 în cadrul emisiunii Ce vor plantele? Toate cele bune!